Au fost primite în ultima vreme mai multe apeluri neobișnuite. Oamenii au semnalat faptul că păsările locale par confuze și dezorientate, lovindu-se de geamuri și de mașini. Misterul a fost elucidat rapid, oamenii legii constatând că păsările mâncaseră fructe de pădure care au intrat în procesul de fermentare mai devreme ca de obicei din cauza unui îngheț timpuriu. Cu alte cuvinte, păsările în cauză s-au cam îmbătat și s-au făcut vinovate de zbor sub influența alcoolului. Polițiștii au asigurat că păsările își vor reveni în scurt timp, însă nu este singurul incident de acest gen. Ele au devenit, de fapt, mai frecvente în ultima perioadă, comparativ cu anii din urmă, în contextul în care păsările nu au migrat încă spre sud. Se întâmplă mai ales în cazul unor specii de păsări precum mierla americană și matasarul de cedru, care consumă cantități mai mari de fructe de pădure. De asemenea, potrivit șefului de poliție din Gilbert, sunt mai afectate păsările tinere. Specialiștii menționează că îți dai seama că o pasăre a cam întrecut măsura cu coacăzele fermentate, cel mai probabil din dorința de a se pregăti pentru călătoria spre sud, după comportamentul ei neglijent. Zboară mai jos decât de obicei, este neatentă la mașini și la alte obstacole, ba uneori se poate întâmpla să cadă pur și simplu din copac. În Portland există chiar și un centru de dezintoxicare pentru păsări. Sunt aduse aici vietăți care s-au lovit de geamuri sau care au fost găsite pe jos arătând dezorientate. Acestea sunt ținute până când își revin și apoi sunt eliberate. Dincolo de partea amuzantă a întâmplării, consecințele consumului de fructe de pădure fermentate pot fi foarte grave pentru păsări, multe dintre ele fiind implicate în accidente mortale sau ajungând la intoxicație cu alcoolul.